Bună dimineața, bine te-am regăsit, Daniela Simulescu aici. Iată că a venit o nouă zi de vineri. Cred că abia așteptați weekendul. Poate se evenimente. Și eu am de mers la niște evenimente weekendul acesta. Să vedem ce se întâmplă în acest weekend. Păi să vă spun, să începem așa, ușor. În primul și în primul rând, astăzi avem un careu între Venus și Saturn. Mie nu-mi place. Cred că nici vouă. Și avem un trigon între Soare și Pluton în continuare, cel de care tragem de ieri, să spunem așa. Dar careul ăsta între Venus și Saturn nu este neapărat cel mai plăcut, pentru că Venus cu iubirea, Saturn cu blocajul, când vorbim de careu, e o supărare interioară, niște nervi, niște frustrări. Ce mai place lui Saturn să frustreze? Este de altfel datoria lui. Cred că în fișa lui de post scrie așa: mie îmi place să frustrez. Eu mă pricep foarte bine să-i fac pe oameni să fie frustrați. Vedeți voi că frustrarea asta vine de undeva. E una dintre emoțiile principale și se activează în urma unor trăiri din copilărie, în urma unor repetări, ale unor tipare. Ce v-aș recomanda cu Venus care o Saturn? Să nu vă îndoiți foarte mult de voi. Adică vă puteți simți neiubiți, că nu arătați cum trebuie, că nu vă apreciază lumea, că, bineînțeles, vom da vina pe ceilalți. Venus în careu cu Saturn, vom găsi că nu mă iubește, că nu mă vrea, că nu mă apreciază, că nu mă vede, că uite m-am tuns, uite m-am aranjat, uite e foarte cicălitoare. Din astea care se întâmplă, day by day, adică zilnic noi avem parte de ele. Dar în același timp să știți că Venus în careu cu Saturn ne poate ajuta să ne îmbunătățim. Dar asta doar după ce acceptăm că noi ne-am pus în anumite situații și nu din cauza altor persoane. Și o să-mi spuneți, păi nu că partenerul, partenera a făcut asta, dar da, tu ești în relație cu respectiva persoană. Tu îi permiți să facă lucrurile acestea, că până te plângi ca un copil, știi cum e. Adulții, tot copii sunt până la urmă, mai cu mai multă experiență de viață, cu mai mulți ani în spate, să zicem. Deci un careu Venus Saturn ne aduce multe îndoieli, multe frustrări, dar ne dă și această aplecare, această odinință de a sta totul să ne îmbunătățim. Fizic, emoțional, bineînțeles Venus fiind în balanță, ne gândim cum aș putea să fiu mai bun, cum aș putea să fiu mai diplomat, cum aș putea să fiu mai manierat. Și v-aș mai atrage atenția cu Venus care o Saturn că există riscul unor cheltuieli, bineînțeles, pentru aparențe, pentru înfățișare și pentru a brava. Dacă ieșiți zilele acestea la un eveniment cu oameni dragi sau cu oameni apropiați, intrați într-o competiție din aceasta, să arătați că uite ce bani am eu, cum am eu, de unde am eu, eu pot să cumpăr mai multe, eu pot să fac să dreg și tot așa. Tocmai pentru că ne simțim, avem o nemulțumire interioară, așa, vrem să o acoperim cu altceva și intrăm în competiție cu ceilalți să le arătăm noi cine este mai puternic. Da, ce să facem? Oricum să știți că săptămâna viitoare urmează niște aspecte uimitoare, așa că weekendul acesta odihniți-vă, lăsați-l pe Venus în care o cu Saturn să-și facă treaba, pentru că săptămâna viitoare o să avem o lună plină în pești. O să avem echinocțiul de toamnă, o să avem o opoziție, nu vă mai spun. E de ajuns weekendul acesta, că acest care, gândiți-vă că Venus este în Scorpion, Saturn în Vărsător. Venus în Scorpion e foarte posesivă, e foarte dramatică, Saturn în Vărsător zice să privești mai detașat lucrurile de viitor și să construiești așa, prietenește. Venus în Scorpion mai prietenește, nu vrea lucrurile. Venus în Scorpion e foarte întortocheată, e foarte plină de traume și îi place să sufere. O să vedeți voi zilele acestea cum o să fie. Vai de evenimentele alea la care vom participa. Bun, hai să ne uităm la fiecare dintre noi. Înainte de toate, am uitat să spun la începutul emisiunii, un mic www.astrosense.ro. Acolo să vezi ce am mai postat pe site și, bineînțeles, noile emisiuni de pe contul de YouTube. Dacă n-ai ajuns pe acolo, te invit să ajungi, să dai un subscribe și să fii notificat de fiecare dată când vom posta noi emisiuni. O să vezi tu că îmbin partea de astrologie cu partea de tarot, yoga și alte detalii. Ar fi și păcat să nu te uiți la câteva emisiuni de acolo. Hai să începem cu fiecare dintre noi. Nu uita să te uiți și la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două. Nu uita că nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm un bob, nu spunem lucrurile exact, nu facem etalări. Etalările le face Amos, o să vezi pe canalul nostru de YouTube și nu împlinim, că astrologii nu se ocupă cu asta. Bun, hai să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Ești primul
printre primii, să zicem, printre cei mai afectați de acest care dintre Venus și Saturn, tu s-ar putea să cheltuiești bani mulți, doar ca să impresionezi weekendul acesta și de asemenea să te comporți precum o victimă în relații. Venus este în casa 8-a, dacă mai sunt și momente stânjenitoare în intimitate, să te ții că o să fie foarte greu. Și bineînțeles, reproșuri, arunci vina ușor pe ceilalți, te implici în anumite situații ca să retrăiești aceste în interiorul tău deja. Și puțină grijă la acest weekend să nu, care urcătorată dacă nu este ținut sub control, explodează. Și nu, adică să bei, să mănânci, să exagerezi pe toate părțile posibile și imposibile, să nu mai simți frustrarea aceea interioară. Da, eu vreau să cred că mai ai totuși niște aspecte pe aici pe acolo care te mai țin. Hai să mergem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Nu bun nici pentru tine, pentru că Venus este guvernatorul tău. Este în casa 7-a relațiilor, e adevărat, în care o cu Saturn. Orice inițiativă în relație poate să fie blocată. Ori partenerul spune nu, ori se întâmplă ceva și vă dă planurile peste cap. Și dintr-o dată vei simți că, domne, nu-i corect, nu-i drept, dar ce se întâmplă? Da, eu n-am niciun cuvânt de spus aici. Da, vor fi momente din acestea în care, nu știu, ori un eveniment la care mergeți e la altă oră, vă întâlniți acolo cu oameni la care nu v-ați gândi și sunteți, adică relația în care te afli e pusă așa la tot felul de teste și încercări. Și ba mai mult, aveți grijă zilele acestea să nu aveți încercări din partea oamenilor cu autoritate din viața voastră personală. Și mă refer la soacră, socru. Să nu vă pună într-o postură neplăcută doar pentru că au ei niște nemulțumiri pe acolo. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Venus la tine este în casa 6 și mai degrabă pe zona profesională aș avea puțină grijă. Aș învăța să jonglez altfel cu colegii astăzi și aș învăța nu neapărat să fiu lingușitor, să le fac pe plac, dar măcar să arăt că sunt acolo. Pentru că altfel Venus în care eu cu Saturn apar situații din acestea, greșele, erori, cum de altfel se și întâmplă pe unde lucrăm și apar, cum să vă spun, reproșuri. Și acuzați, nedrepte ce-i drept că Saturn este în casa nouă, dar vă acuzați unii pe alții cine e de vină astăzi. Nimeni nu o să vrea să-și asume vina, nici voi, chiar dacă voi ați greșit, nici ceilalți, chiar dacă au greșit sau nu au greșit. Astăzi asumarea și bineînțeles și în weekend, că da, astăzi ești la serviciu, dar în weekend treburile gospodărești cui rămân și toate cele pe care le ai de făcut cu persoanele dragi. Trecem la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Discuțiile cu copiii s-ar putea să nu-ți convină, s-ar putea, nu știu, interacțiunea cu ei să-ți dăuneze. Sună ciudat, da, știu, Venus în casa 5-a, în care eu cu acest Saturn nemilos din casa 8-a. Orice, ai face bine ca zilele acestea să nu tragi de copii, indiferent că sunt mai mici sau mai mari, și să nu-i forțezi cu nimic și să nu-i blochezi. Bine, o să încerci să-i șantajezi emoțional, dar o să vezi că totul va fi mult mai amar pentru tine dacă vei continua în acest fel. Așa că dacă nu se anunță să vină la tine, nu-i chema tu, nu-i forța tu și nu sta bot în bot cu ei, lasă-i să-și trăiască viața. Pentru cei care nu au copii, Venus în casa 5-a, în care eu cu Saturn, probleme din acestea de neîncredere în propria persoană, mai ales pe plan fizic, sexual, romantic, dacă vrei, te simți limitat undeva. E doar un weekend, trece. Mergem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Ai vrea ca, nu știu, oamenii dragi, familia să-ți facă pe plac. Și nu o să-ți facă pe plac. Nu există așa ceva. Sau, dacă vrei să-ți facă pe plac, vei avea de luptat. Vei avea de luptat cu partenerul, în primul rând, pentru că Venus este în casa a 4-a, face careul cu Saturn din casa a 7-a. Și tu s-ar putea să te victimizezi astăzi. Că nu e cu tărică, că nu s-a întors cu tărică, că n-a făcut cu tărică, că ce ne facem, că ce ne dregem. De fapt, Venus e în casa a 4-a, știi? Și are legătură cu tine, nu cu Saturnul din 7. Tu te blochezi de aceea, pentru că tu te blochezi pe dinăuntru. Dar dacă alegi să vezi lucrurile într-un mod mai matur, nu vei mai considera blocajele atât de mari din partea celorlalți. Nimeni nu te face să fii nefericit, doar tu, singurel. Mergem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară? Fuf! Eu aș avea grijă să nu am multe Fecioare în preajma mea în perioada aceasta. De ce spun asta? Venus în casa a 3-a. Vă veți pricepe la cuvinte și veți răni pe ceilalți atât de ușor zilele acestea. Și totul vine pe fondul unui
unei, cum să vă spun, unei viteze, unei dorințe de a vă grăbi. Știți, graba strică treaba și nu neapărat în acțiuni, dar și în vorbe. Știți, o vorbă spusă zilele acestea, la impuls, că Venus în Scorpion îmi place impulsul, acuzațiile sau, nu știu, n-ai făcut bine aia, n-ai dresa aia, nu știu, în stare de nimic, vor durea mai mult. Și dacă astăzi la serviciu sau zilele următoare, către persoanele dragi, că pe urmă vi se vor scoate ochii mult și bine pentru cuvintele spuse acum. Pe de altă parte, și voi sunteți foarte buni la șantaj emoțional să, zilele acestea. Și știți, bineînțeles, în cazul în care partenerul v-a supărat cu ceva, să-i faceți lista cu toate cele pe care le-a făcut prost, lucruri pe care ați fi putut să-i le spuneți în momentul ăla. Dar nu, ați prefera să le țineți. Totuși, puțină grijă. Ajungem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță, banii. Venus e în guvernatorul vostru, este în casa a doua, în care o cu Saturn în casa a cincea. Senzația că nu sunteți iubiți, că nu sunteți apreciați, ce faceți? Vă oferiți proprii plăceri, proprii bucurii. Găsiți soluții din acestea în care, da, domnule, lasă, nu mă scoți tu în oraș, mă scot eu în oraș. Da, nu ești călitoare, lasă că ies eu cu băieții și scap de gura ta. Și cheltuiesc bani la bere, dar nu e nicio problemă. Voi chiar veți cheltui bani ca să vă faceți pe plac. E așa un, cum să vă spun, mofturi, pofte de copii, dar care au în spate motive destul de serioase din perspectiva mea și vedeți că Venus în casa a doua are legătură și cu încrederea de sine. Așa că dacă mergeți la un interviu astăzi, de exemplu, sau aveți de discutat, de negociat, cu cât aveți exces de zel și încercați să dați mai multe detalii decât este cazul, cu atât nu o să vă priască. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Venus în semnul vostru. Avem planete în casa a 12-a. E clar că pe plan relațional lucrurile nu vor fi așa cum vă doriți. De ce spun asta? Venus oricum se apropie de opoziție cu Uranus și s-ar putea să apară și situații neprevăzute. Ori aflați ceva de partener, ori în viața lui se întâmplă anumite lucruri, ori vreți mai multe și nu se leagă lucrurile, domnule. Nu se leagă sau v-ați făcut planul și nu se leagă. Pe de altă parte, Venus este în semnul vostru. Înseamnă că undeva trebuie să vă ajustați modul în care iubiți, modul în care trageți de persoana respectivă, modul în care o posedați, că vă place cu Venus în semnul vostru, vă dați seama, sunteți atrăgători, carismatici, însă în același timp îi și manevrați undeva din umbră, undeva din spate. Vor fi multe situații din acestea pe care nu le puteți controla, ceea ce vă place vouă mult, și s-ar putea să iscați tot felul de furtuni sentimentale, tocmai ca să-l faceți pe celălalt să se teamă, să fie frică. Of, 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 of. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Venus la voi este în casa a 12, iar Saturn este în casa a 3. Ce v-aș recomanda eu în zilele acestea? Stat în casă, dormit, așa, ieșit mai puțin, deși aveți în casa 11 destul de multe planete, v-aș recomanda să faceți o filtrare, o selecție a evenimentelor și a oamenilor pe care, nu știu, îi aveți în viață. Adică stați și vă gândiți, mă, weekendul ăsta trebuie să mă duc și acolo și acolo. Nu aș putea eu să mă duc doar la două din evenimentele respective? Sau nu aș putea eu să vorbesc doar cu trei din patru oameni, trei din patru prieteni? Aveți nevoie să cerneți puțin, să dați așa prin sită, priorități, priorități. Voi aveți nevoie efectiv de prioritizare, dar în viața personală. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Să știți că vouă sună ciudat. Dar acest aspect s-ar putea să vă priască din perspectiva mea. Saturn e în casa a doua, vă ține banii, nu e o problemă. Venus este în casa a 11-a, știți la ce o să vă ajute pe voi? Aspectul de care vă spuneam la începutul emisiunii, refuzați, cum să vă spun, aveți mai multă încredere în voi și refuzați ce nu vă face bine. Că sunt întâlniri cu prietenii, că sunt evenimente, că trebuie să vă vedeți familia, că trebuie să faceți chestii la serviciu. Nu știu, aveți acest careu, pe voi vă ajută să ziceți nu. Nu, 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 nu. Și o să tot ziceți nu, dar e de bine pentru voi. Uite, domnule, ceva care ajută. Pe alții îi supără, dar pe voi vă ajută. Trecem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. O zi, astăzi aveți grijă la serviciu,
tot ce spune și ce face s-ar putea să aibă alte rezultate decât v-ați fi așteptat și imediat să vă îndoiți de propria persoană, iar în weekend faceți tot posibil să nu ieșiți în evidență la evenimente sau la întâlnirile cu oamenii dragi. Stați acolo. Deși vor fi momente în care veți simți nevoia să le arătați voi că nu e corect, că nu-i drept, că nu. Nu, adică dacă nu aveți o miză, dacă nu e ceva de câștigat, stați în banca voastră, liniștiți, că vă ajută Saturn. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Aș avea puțină grijă dacă aș călători, s-ar putea ca biletele să coste mai mult decât v-ați fi așteptat sau pe drum să mai trebuiască să mai cumpărați niște bilete, să mai, nu știu, să mai cheltuiți niște bani pe tot felul de acțiune la care nu v-ați fi gândit că vor apărea. Și aș mai fi atent la tot ce înseamnă comunicare, la ce mail-uri trimit, la ce mesaje, mai ales mesajele de dragoste, romantice. Mare, mare grijă acolo să nu ajungă unde nu trebuie sau să nu fie înțelese greșit. Cuvintele voastre acum, deși ele se doresc a fi într-un fel, s-ar putea să, nu știu, persoana care le primește să înțeleagă cu totul și cu totul altceva și să trebuiască să dați multe, multe, multe explicații. Mă doresc ca weekendul să vă priască și să ne vedem cu bine luni.